Oh.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează sufletea cea pe Domnul și toate cele din răutul pe numele cel Sfânt al Lui. Împărăția ta când vei veni, umplește-ne pe noi toți.
Prin credința și lucrarea lui Dumnezeu.
Să zicem
Yeah.
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Anghelia voastră să povedească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, dudeamul acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prin al preasfințitul mitropolitul nostru Andrei să-l pomenească cărmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, arhierei, preoți, mânași, diaconi, diaconi, mânași, mânași, cretoșe din cler bisericesc, și cinul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe acuvioasă mai pe stareță Stavrofora Marina să pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe fericiți și pururea pomeniți ctitorii sfinte mănăstirii acestea, pe ascultitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe ostași eroi români să-i pomenească Domnul cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii, s-au adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe toți adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați și surori, și pe toți adormiți dintr-un neam cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți regmăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Oh,
iubirea și nevoia. Apăruiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată de sfârșită, sfântă, pace și fără de păcat, Înger de pace, credincios, îndreptător, Sfântul al sufletelor și al trupurilor noastre, de la cu frică să luăm aminte.
Thank you.
Mântuitorul nostru,
Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară, în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, cele ce a primit pe dânsele Sfântule, cel mai presus de ceruri și duhovnicescule său cerfenic, cu miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim milămiți noi de tot necazul mâneia primeștia și nevoia, apără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeule cu har. Sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția și puterea slavă, a Ta, și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vieții. Amin. Pace Tuturor și Duhului Tău. Tatele noastre, Domnului, să le plecăm. Oh,
Lord, 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 L
pe noi, atârnășit cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață păcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi cu Sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm pe tatea ta. Aleluia! Ale celui trei sfinți
sfinți, Părintele nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadocii, a cărui sfântă liturghie și cunoștință astăzi, ale sfinților drepți, Dumnezeu și Părinții Joachim și Anașnăvări Duhul Sfinților, să ne miluiască, să ne miluiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Preacuvioase Părinte Sar, Preacucernice Părinte Secretar, Preacuvioasă Părinte Stariț, Preacucernici, Preacuvioși Părinți, Preacuvioasă Maică Stariță, Preacuvioasă Maici, Biscă din Proși. A mai trecut un an cu bune și cu rele, așa cum este viața noastră, oamenilor, însă îl vreau pe un Dumnezeu ca anul care tocmai începe din punct de vedere calendaristic. Nu bisericesc, fiindcă acela debutează la 1 septembrie, să fie mai bun decât cel care s-a încheiat, să fie o perioadă de bilanț. Ceea ce am făcut bine anul trecut, să sporim. Iar ceea ce credem că n-a fost conform cu voia lui Dumnezeu și conștiința ne spune acest lucru, să îndepărtăm sau cel puțin să rărim în viața noastră, fiindcă în acest sens și fel doar fiecare an, care este o perioadă de timp pentru noi, pentru Dumnezeu nu există timp, pentru îngeri nu există, pentru ce de curs din ovală vieții acestea nu există, pentru noi. E o perioadă tocmai care trebuie să ne facă să conștientizăm că suntem vremelnici și trecători pe acest pământ și fiindcă vom da cumva socoteală în fața lui Dumnezeu, să știm acest lucru. E o zi astăzi de întreită sărbătoare. În primul rând este primul praznic împărătesc din acest an calendaristic, tăierea împrejur a pruncului Iisus. Avem apoi pomenirea Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, un teolog de frunte al Bisericii, însă este prăzuit și împreună cu Ioan Gură de Aur și Grigorie, teologul, în 30 ianuarie. E o sărbătoare comună, fiindcă toți acești trei sfinți sunt prăzuiți în decursul lunii ianuarie, și datorită unei dispute din Imperiul Bizantin, sunt sărbătoriți împreună în acea zi, fiind sub orlor, practic, în 30 ianuarie. Și ceea ce am spus deja, începutul noului an calendaristic. Cum am spus și mai înainte, îl rog pe Bunul Dumnezeu ca să fie mai bun decât cel care s-a încheiat. Și din punct de vedere duhovnicește pentru noi, dacă se poate, material, cu mai multă pace care a fost amenințată și cu mai puțină boală. Pentru că, din păcate, și acum încă mai bântuie prin lume această pandemie de coronavirus. În Vechiul Testament, pentru că omul reprezentat întregul neam omenesc prin Adam și Eva, în Rai s-a îndepărtat de Dumnezeu, neascultând de porunca Creatorului și intrând sub ascultarea diavolului, mâncând din rodul pomului. Deci, oamenii, Adam și Eva, au fost alungați din Rai, însă Dumnezeu, de pe atunci, le-a făgăduit un izbăvitor, pe Mesia, fiindcă omul nu putea să se eveze singur din robia diavolului. De ce? Diavolul este înger prin fire.
dar a căzut prin neascultare și el, prin mândrie, prin invidie, îl se este superior omului. Și atunci omul singur nu poate să iasă din robia vrăjmașului și de aceea trebuie să intervină Dumnezeu. Și fiindcă oamenii se îndepărtau de la fața lui Dumnezeu prin diverse păcate, a trebuit ca să-și aleagă Dumnezeu un popor. Iar părintele acestui popor a fost patriarhul Avraam. Și atunci a încheiat un legământ cu el, zicându-i ca el și toți urmașii lui de parte bărbătească, la 8 zile după naștere, să fie tăiați împrejur. Nu acesta era legământul, acesta era semnul legământului între Dumnezeu și unul dintre popoare pe care și l-a ales, ca din sânul lui să se nască Mesia cel făgăduit atunci când prodopărința la Anjeva au fost alungați din rai. Porunca era foarte clară. Și atunci s-a tăiat împrejur Avraam cu toți cei de parte bărbătească din familia lui, indiferent ce vârstă aveau, precum și fiul său pe care l-avea nu cu soția lui, cu Sara, ci cu roaba Agar. Toți s-au tăiat împrejur. Și după Ismael, acest fiu nelegitim, este părintele arabilor de astăzi, care sunt musulmani, nu doar evrei se taie împrejur, ci și alte popoare din Orientul Mijlociu. La vremea când Dumnezeu a încheiat acest legământ cu patriarhul Avraam, el era în vârstă de 99 de ani. Și a profețit atunci Dumnezeu la deja lui Mavrică, soția lui Sara, va naște. Însă s-a înduit de cele auzite atât patriarhul Avraam, cât și soția lui Sara. Și să nu uităm un lucru, ce a spus Domnul Hristos. Cele ce sunt cu neputință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. Și tocmai de aceea, probabil, Dumnezeu a închis pântecele Sarei, soția lui Avraam, să conștientizeze importanța darului care era acest copil, Isaac, din care se va naște întreg poporul ales și, în mod special, Maica Domnului, Sfinții Apostoli și Mântuitorul Hristos. Am vorbit cu oameni căsătoriți și mi-au spus cât era de goală viața lor înainte să aibă un copil. Înainte, primul, de a-și întemeia o familie și apoi să aibă un copil. Doar cei care au un copil înțeleg ce înseamnă această iubire paternă care nu poate fi depășită de niciodată iubire. De aceea oamenii care nu pot să aducă, fiindcă se întâmplă și din păcate tot mai des în zilele noastre, înfiază. Omul este o ființă comunitară, dialogică, comunică cu Dumnezeu, cu semenii și vrea să-și orienteze iubirea primită în copilării de la părinții lui asupra cuiva, căruia se poartă de grijă. Și aici a fost o foarte mare piatră de încercare pentru Avraam. I-a cerut Dumnezeu să-și sacrifice din ascultare față de Dumnezeu pe acest fiu care i s-a născut când el avea 100 de ani. La 99 i-a promis că va naște soția lui. La 100 de ani i s-a născut. Când avea acest copil o vârstă adolescentină, a cerut ca să-l jertfească. Și n-a pregetat. De ce? Fiindcă a înțeles că este mai mare dăruitorul decât darul. Și noi tot ce avem, cum spunem în Sfânta Scriptură, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit, de sus este pogorându-se la tine, Părintele Luminilor. Trebuie să conștientizăm că e mai mare dăruitorul decât darul și creatorul decât creatura. Însă n-a lăsat Dumnezeu ca să fie jertfit Isaac. Și l-a oprit.
Și atunci a venit acolo un berbec care se încurcase niște mărăcini cu coarnele și acela a fost adus jertfă de Avram. Însă, de atunci încolo, evreii s-au tăiat împrejur la o zile, respectând legământul dintre Dumnezeu și Avram, acela că ei sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Însă, când a ajuns în robia egipteană și Moise, fiul unor evrei care a crescut în casa faraonului, fiindcă fiica acestuia nu putea să aibă copil și l-a adoptat, e mai lungă un pic istoria noastră, până acum este cazul, la vârsta de 40 de ani, Moise, omorând pe un egiptean care îl persecuta pe un confrate de al său, a trebuit să fugă din casa faraonului pentru a nu fi condamnat la moarte. Și s-a refugiat în Madian. Și acolo s-a căsătorit cu Sefora, fiica preotului Raguel, și a avut doi copii. După alți 40 de ani, deci viața lui Moise se împarte foarte clar între etape. 40 de ani, etapa cât a stat în Egipt, fiind educat în casa lui Faraon de cei mai buni dascăli. Următorii 40 de ani petrecuți ca și păstor în muntele Madian, iar ultimii 40 de ani de viață la conducerea poporului pe care l-a scos din robia egipteană, l-a dus prin pustiu în Canaan, în țara Păgăduinței. Însă, în loc să dureze 40 de zile, pe care normal, pe jos să parcurgă de la Marea Roșie până în Canaan Evrei, au privegit 40 de ani pentru păcatele lor, încât nimeni născut în Egipt n-a supraviețuit, cum spune Cartea Sfântă, oasele lor au alvit pustiul, cu excepția lui Iosua Navi, care a luat conducerea după Moise, fiindcă el, ducându-se ca și scoadă în Israel, s-a întors și a spus adevărul despre țara respectivă. Vedem? Pentru fapte bune, Dumnezeu poate prelungi viața cuiva, însă pentru păcatele noastre ne scurtează. Moartea însă și-a apărut în lume ca o consecință a neascultării, a păcatului Adam din Rai, fiindcă zice Sfântul Iacov că păcatul odată săvârșit aduce moartea. Să mă întorc acum la paranteza cu Moise. El, ducându-se cu soția și doi copii spre Egipt, la porunca lui Dumnezeu, unul dintre cei doi fii, nu se știe exact care, nefiind tăiat împrejur, la un popas de noapte a venit un înger al Domnului ca să-l omoare. Și atunci, înțelegând se poate ce se întâmplă aceasta, l-a tăiat repede împrejur. Și a zis după aceea, a stătut sângele fiului meu și atunci au plecat îngerul morții de acolo. Vedem, deci, câtă vreme a fost în refugiul Moise, a îngăduit Dumnezeu să nu fie tăiați împrejur fiului. Sau cel puțin unul dintre ei. Când s-a dus însă să preia conducerea poporului ales din Egipt să ducă pământul Făgăduinței, n-a mai redat Dumnezeu ca fiului să nu fie dat împrejur. S-a dus Moise în Egipt, a avut discuții cu faraonul, au fost plăgile, în urmă au plecat. Și am spus, timp de 40 de ani au primit prin pustie, primind acolo însă legea Vechiului Testament cu, sau scrisă pe două plăci de piatră. Când au ajuns în Țara Sfântă, Moise n-a primit îngăduința să meargă mai departe. De pe o colină numită Nebo, care este acum în Iordania, a privit pământul Făgăduinței, a murit și a fost îngropat. Și de acolo a preluat conducerea Iosua Navi, un bărbat tânăr și energic, și acesta a început cucerirea Țării Sfinte. Moise a privit spre pământul Făgăduinței, însă spune Sfânta Scriptură că puterea nu se împuținase nici de-a nu stăvise, era plină putere.
Însă a fost misiunea lui să-i scoată evrei din Egipt, din robie. Ajungând dincolo, în Pământul Făgăduinței, evreii de parte bărbătească născuți în timpul pribegiei n-au fost nici uiteați împrejur. Vedem, deci, câtă vreme erau în pribegie evrei, Dumnezeu nu era atât de strict cu ei. Și a venit Moise atunci, după trecerea Iordanului, poruncă de la Dumnezeu, ca toți izraeliții de parte bărbătească să fie teasă împrejur, ceea ce s-a și întâmplat. A început cucerirea Țării Sfinte, primul oraș cucerit a fost Ierihon, și apoi s-au așezat în Țara Sfântă, au devenit din nomazi sedentari și au respectat întotdeauna, la 8 zile cu strictețe, copiii de parte bărbătească, rânduiala aceasta, i-a fi teasă împrejur, respectând legământul, acesta la semnul legământului dintre Dumnezeu, Avram și urmașii lui. Iisus Hristos, fiind și El născut, tot într-o călătorie, nu era în Nazaret, unde se născuse, și datorită poruncii cezarului, se afla în Betlehem, de unde erau atât dreptul Iosif, logodnicul, Sfinte Fecioară Maia, cât și Maica Domnului, erau acolo, nu doar că erau într-o călătorie, dar datorită afluxului de călători, n-au găsit loc în niciun han și nimeni nu a primit în casă, deși au văzut că Sfânta Fecioară Maria era însărcinată și a născut într-o peșteră. Arătând mai multă bunăvoință animalelor, care știind din tradiție din Vechiul Testament, cu suflarea lor îl încălzeau pe pruncul Iisus. Au trecut toți ce veniți în Betlehem și au găsit loc într-o casă, Fecioara Maria cu pruncul și cu dreptul Iosif, pentru că acolo i-au găsit cei trei magi de la răsărit, într-o casă și au dus darul de aur, smirna, și la 8 zile a fost iată împrejur. Se văd aici două aspecte foarte importante. În primul rând, că Fiul lui Dumnezeu prin întrupare și-a asumat în mod deplin firea omenească. Avea trup. A fost dat împrejur și a sângerat. Acum începe, practic, jertfa lui Hristos deja, vărsându-și de acum sângele și în mod definitiv când a murit pe cruce răstignit din porunca lui Pilat, bineînțeles instigat de conducătorii evreilor. Și în al doilea rând arată Iisus Hristos că El, deși este dătătorul legii, El este creatorul lumii și așa departe, totuși se supune legii, fiind așa spus evreilor, să nu socotiți că am venit să stric legea sau poruncile. N-am venit să stric, ci să împlinesc. Deci tăierea împrejur era foarte importantă pentru evrei, încât era să fie ucis chiar fiul lui Moise, la cel popas de noapte, cum era din Madian. Până astăzi, evreii și alte popoare din Orientul Mijlociu practică circumciziunea, însă doar pentru evrei este un semn al legământului dintre ei și Dumnezeu. Ceilalți o păstrează în baza tradiției, pentru că, repet, Ismael era tot fiul lui Avram, prin roaba lui Agar și sunt și alte motivații chiar medicale. Deci Domnul Hristos vine această lume, respectă dintr-un început legea iubirii și tot de atunci este luptat de vrăjmașul. Știm în Sfânta Scriptură că de aceea s-a dat numele Fiului lui Dumnezeu ca să strice lucrurile vrăjmașului. Și de aceea vrăjmașul l-a luptat încercând să ia viața prima și prima dată prin regele Irod, care știa prea bine că nu în casă lui s-a născut un prinț, cum i-au zis cei trei magi de la răsărit. Și atunci, chemându-i pe arhierei și pe cărturarii, a spus,
unde este să se nască Mesia. Deci el pe Mesia a vrut să-l omoare, conștient, nu inconștient. Însă a suferit o moarte atât de urâtă, că sunt foarte pe scurt, era bătrân, începea să-i trezească propria carne și erau vieri care îl mâncau de viu. Îi puneau fugitorii, carne de vițel tână, pe pielea lui, dar vierii aceia preferau să se rănească cu carnea lui de om bătrân, dar vicios. Și atunci au devenit medicii acea boală, boala lui Irod, fiindcă n-a mai fost întâlnită la nimeni până atunci. Vedem, deci, Dumnezeu rată, dar spune Sfântul Apostol Pavel în Galateni că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Și dacă îngăduie în istorie persoane să-L hulească, oameni se persecute pe creștini, când vine bătaia Dumnezeu, nimeni nu poate să scape. Fiindcă spunem așa frumos într-un psalm, Domnul este apărătorul vieții mele, deci dacă Dumnezeu te are în grijă, o lume întreagă nu poate să-ți facă nimic. Dacă Dumnezeu te-a lăsat însă din mână, nimeni din lume nu poate ca să te apere. De aceea, să stăm în ascultare de Dumnezeu, să-i împlinim poruncile și dacă nu exista moartea, spun Sfinții Părinți, venită noi prin păcatul strămoșesc, nu exista nici îmbătrânirea. Orile, suferința, moartea și îmbătrânirea sunt o consecință a păcatului neascultării. Și această îmbătrânire, acest proces, ne dovedește, ne arată că suntem trecători și slabi. Tatăl meu, Sărietic, la vreo 7-6 de ani, m-a dat când a simțit că îmbătrânește? Cam de un an. Și să știi, dragul meu, că deja mi-s grei pantofii. Și am zis, mare lucru, să se grei pantofii. Însă înseamnă, pe de-o parte, binecuvântare, să ajungi vremea respectivă. Toți vrem să ajungem bătrâni și când ajungem bătrâni, ne plânge că e greu să fie bătrâni. Astea sunt consecințele păcatelor. Însă, bătrâneța arată că omul nu are putere. Tot ce putea să facă și gândea la tinerețe este cu neputință la bătrânețe. Și atunci, această etapă a vieții, să ne conștientizez că suntem trecători pe acest pământ, o merge cândva. Cine se gândea că o să moară papa? A trăit 95 de ani. Când a venit sorocul, a plecat și el. La judecată, că infailibil nu-i nimeni, decât Dumnezeu singur. Repet, e o zi importantă, de praznic împărătesc, sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, noul an calendaristic, să ne facem un bilanț cu anul trecut ce a fost bun și rău, să sporim binele, să eliminăm răul, să venim poruncile lui Dumnezeu. Noi ca și români foarte mult ne bucurăm de anul nou. Niciun popor nu are Revelion ca și noi. Petrecere foarte mare. Nu înțeleg de ce la urmă ormei. A trecut un an, suntem mai bătrâni cu un an. Dar noi petrecem. Dar să conștientizăm faptul că suntem trecători și anul care începe să fie mai bun decât cel care s-a încheiat și noi să călătorim pe calea mântuirii, fiindcă dintre cât suntem aici, câți mă văd, fiindcă se înregistrează eu pe internet, pe YouTube. Nu știu câți o să încheie anul pe acest pământ. Nu știm niciodată când sună ceasul. Să fim dincioși buni și să venim poruncile lui Dumnezeu acum și curul de anul 50 în vecele. Amin. Preacuvioasă Părinte Exarh, preacuvioși Părinte Protopox, preacuvioasă Părinte Stare, preacuvioși Părinte Cernici, Părinte, și mi-e credincioși la mulțari tuturor, și la toată lumea de această zi mare de anul nou. Întâi de toate vă mulțumim
Și vreau să vă spun aici, acum, nu știu câte ori ați fost la noi, anul nou. Vă rog să rămână tradiție. Eu nu simt așa bine când m-am invitat, când m-am îndrăznit. Dar acum îndrăznesc public să fie regulă să veniți în fiecare an. Ți mai avem aici, dar nu la această sănătate. Când e binecuvântat și oștia, și pe toți câți ar venit, e mare lucru să ai binecuvântarea preotului, spunea Părintele Arsenie, binecuvântarea preotului face mult, da, a episcopului. Nevastă care a să vă venit, aveți ocazia să fiți binecuvântați de preasfințitul ca ierarh al lui Dumnezeu. Ne bucurăm foarte mult și vă rog să vă simțiți bine în continuare. Când ați venit dimineață, biserica era goală, în curtele erau creștini, mă zâneam, hai de mine și de mine, dar vine preasfințitul și n-avem creștini. Dar am uitat cam așa aici. După la 10 jumate încolo, 11, până întoarcem acasă, lumea tot vine. Așa e tradiția, ca la hram. La hram la noi începe ajunul, tă vine lume până la 12 noapte când se fac dezlegările și dimineața la fel tă vine până să termină Sfânta Liturghie și ieșe lumea din curte. Tot vin până se întorc. Așa și restul duminicilor la noi. Dar e bine să ne facem obiceiul să fiți la binecuvântarea Sfântului. Ce să zic eu, n-am cuvinte, vă mulțumim de bogatul cuvânt de învățătură. Ne-am trecut prin Sfânta Scriptură cu cei din Vechiul Testament, ne-am adus în sărbătoarea Mântuitorului de astăzi, cu Sfântul Vasile cel Mare, să ne ajute Dumnezeu să vă putem asculta, să ne ajute Dumnezeu la toți să împlinim cât ne stă în putință poruncele lui Dumnezeu, cum o să spre Sfințitul. Vă dorim și vă zicem mulți ani. Pentru toți, să cântăm. Să cântăm cu toții, frații teologi, cu toată lumea, la Preasfințitul și la Preacucernicii Părinți, și dumneavoastră tuturor, la mulți ani! La mulți ani, cu sănătate, să trăia Domnul ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani, să trăiți, mulți ani fericiți, fapte bune, Dumnezeu să primească.